În anul 2021, peste 2800 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe persoane care au fost încadrate în muncă au vârsta peste 45 de ani. Cei mai mulți sunt șomerii peste 45 de ani, 1648. În intervalul 35-45 ani au fost 532 de șomeri angajați, în grupa de vârstă 25-35, 361, iar până în 25 de ani au fost 352 de șomeri angajați, din care 44 de tineri niți. Tinerii niți sunt tinerii care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de superioară de pregătire sau un curs de formare profesională. În urma unei statistici s-a depistat că cei mai mulți oameni care și-au găsit un loc de muncă în anul precedent fac parte din categoria celor cu studii liceale, iar cei mai puțini sunt cei care au studii post-liceale. Cei mai mulți șomeri angajați au studii liceale, 1249, urmează cei cu studii gimnaziale, 682, studii profesionale, 525, studii superioare, 198, studii primari 134, iar cu studii post-liceale sunt 105 șomeri angajați în anul 2021. Din totalul persoanelor angajate în luna anterioară, cele mai multe sunt foarte greu ocupabile pe piața muncii, mai precis, un număr de 2053.